1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aho, aho! 1, 2, 1, 2, 3. Stați puțin! Cu toți să ne adunem pentru și să alungăm. Cuvântul cheie din urătura acestui mult stimat hui la pan este ura. Și literele astea capătă sens cu ambele accente. Ura, ca strigă de bucurie, și ura, ca sentiment puternic pe care noi cu voi îl simțim atunci când îl vedem în formă bună, nepedepsit și la libertate. Și eu cred că în ambele cazuri, cu ambele accente, omul ăsta este un câștigător. El strigă URA! URA! Și sărbătorește milioanele în cont. El strigă URA! URA! Și sărbătorește impotența justiției moldovenești. Dar noi cu voi și facem? Ne URA în comentarii și îi dorim cele mai strașnice lucruri de pe pământ? Dar o altfel, altfel, poate? poate, de exemplu, să nu dăm share sau să ne învățăm lecția, să tragem niște concluzii, să-i confruntăm pitața care l-au susținut și continuă să-l susțină pe acest hoț, furnizându-i versuri, scriindu-i numele pe plăcuță la intrare în parcuri de distracții pentru copii instalate și construite cu bani spălați. Să poate alea altfel. Vă doresc succes în toate, mult noroc și sănătate. La fel cum Nikita Stănescu nu credea în poeți, dar credea în poezie, eu nu cred în elanșor. Eu cred în furtul miliardului. Eu cred în corupție. Eu cred că asemenea crime de caracter, cu caracter economic și financiar vor continua să mai existe. Nu? Important este să înțelegem noi cum a să reacționăm. Cum a să răspundem data viitoare. Ce facem noi atunci când cineva care e condamnat pentru escrocherie, pentru spălări de bani, dat în căutare internațională, ne grăiește nouă la cameră despre prețuri mari la gaz, despre facturile la electricitate? Cresc facturile la gaz, la benzină, la ciment, la mâncare și curent. Pe tine, băi, băcată de glod de sub cablucul lui Tauber, te futi prețul mare la gaz? Factura la electricitate a unui om din Republica Moldova? Pe tine? Tu sau de-al de, -al de Platon ați transpirat undeva și din milioanele voastre ați adunat mese rotunde cu savanți, cu specialiști care se stabilească oarecum poate fi atinsă independența energetică a Republicii Moldova? S-a făcut asta vreodată? Sau ați spălat creierii oamenilor, instalând becuri prin satul Selește, făcând dansuri, muzici, festivaluri la Orheiland? Cum asta pe noi ne-a ajutat amu? Să nu stăm în genunchi în fața rușilor, care ne șantajează cu prețul la gaz. Oameni harnici și cu minți. E vreme să vă treziți. Eu nu înțeleg deși până acum portalurile de știri, atunci când apare vreo declarație acestui... Uh, cum se spune românește? Uiobac. Când apare vreo declarație de -a lui, o plasează la rubrica politic. Când unicul loc unde asta ar trebui să fie plasat pe un site de știri, ce mai apărut nou săptămâna asta distractiv pentru copiii pe internet. Doar așa. Iar în anul care vine, să ne anuzim de bine. Eu vă doresc și îmi doresc multă sănătate, sărbători frumoase în continuare și hai să avem multă putere în acest filtru personal al nostru atunci când ne închidicăm de asemenea tineri antreprenori. nu numai bine!